Da, bună dimineața, fața nu e da, pentru dobitoci, fața nu e nici de la băutură, nici de la, e cam alergat de dimineață și tocmai ce mi-am făcut baie, duș și așa mai departe, da? Adică ca să nu, băia care sunteți retardați cu acte, să nu vă mai chinuiți să scrieți. O să-i răspund și unui prieten, nu o să-i dau numele, că i-am mai dat numele lui unul, m-am întâlnit cu el în benzinărie, pe urmă. Și mi-a zis, mâncați și gura ta ce mi-ai făcut, că eu sunt suporter dinamovist și ce mi-ai dat numele acolo, dă mă iau ăia toți la mișto că mă uit la un rapidist ce vorbește și nu o să mai dau. O să-i răspund lui băiatul ăsta că el scrie, cred că e tot suporter înfocat de la altă echipă și zice așa, zice, ți înțeleg punctul de vedere și subiectivitatea legate de steaua, că na, ești rapidist. Trebuie să o urăști și să ții cu FCSB-ul în schimb. Prietene, eu nu țin cu FCSB-ul, că n-am de ce să țin cu FCSB-ul. Nici să urăsc CSA-ul, dar nu-mi place și nu-mi convine că nu se spune ceea ce s-a întâmplat cu exactitate. Știi? Exact ca pe vremea comuniștilor, că asta a fost o echipă ținută în brațe și înființată de comuniști, care a continuat tot așa condusă de un singur om, dar măcar ăsta are meritul că a dat niște bani, să o ia de la comuniști, i-a plimbat pe ea prin avioane și prin deplasări și i-a ținut pe cașcaval o grămadă de timp și când s-au supărat că zice Lăcătuș, emblema voastră, zice Lăcătuș, domne Gigi, dacă se purta frumos cu generalii și cu aia nu era scandalul ăsta. Și ăștia care îi considerați voi mari embleme și mari steliști, trei sferturi dintre ei au lucrat și au luat bani de la Gigi. Așa că asta cu, a, că sunt alte interese de moment și să pun și ei cu fundulețul în altă parte unde le e bine, fiecare frate e normal să se ducă unde poate să câștige un ban. Să trăiască mai bine, un pic mai bine, mult mai bine sau treaba lor. Dar vrăjelile astea cu, păi Lăcătușul ne-a antrenat. Zi-mi unde a antrenat Lăcătuș. Și ăsta e cel mai așa exemplu, că e de notorietate, da? Că văd că Lăcătuș e din ce în ce mai vocal. Iar eu, întâmplător, eram acolo când alt apărător măreț al CSA-ului îi băga alunecări lui Gigi, era fotbalist pe vremea aia, fundaș, jucător de fotbal. Îi băga alunecări lui Gigi pe terenul 6 să milogea de el, să-i dea și lui o bucată de pământ, să-și facă o casă. Care i-a și dat-o Gigi până la urmă, așa asta că nu suntem decât vreo 15.000 de abonați. Deci, astea cu... Înțelegi tu că ești băiat deștept, că văd că scrii frumos, da? Dar să zici, stai așa, dar să zici și după meciul ăsta cu Dinamo, în care Sud Steaua au dominat dinamoviștii la fiecare capitol în parte, eu am zis, prietene, tu cred că ori n-ai fost atent, ori ești prea sudist. Eu am spus că m-am uitat la meci în primul rând pentru spectacolul galeriilor și era normal la un meci acasă, coregrafia mai frumoasă să fie la gazde. E normal pentru că ăia pot intra când vor ei pe stadionul ăla, poate să intre în grupurile sanitare, să ascundă fumigene și petarde și așa mai departe în vasele de la rezervoarele de la WC-uri, să intre pe acolo prin boscheți, nu mai sunt boscheți acum, să pună fel și fel de benere, să... Deci, asta, hai că le știm cineva, chiar tu crezi că eu am fața asta așa mai de prost, da? Zici și tu aici la un moment dat. Hai să fim serioși, e normal și tot timpul va fi așa. Echipa care joacă acasă, galeria echipei care joacă acasă, va fi favorizată. Pentru că ea intră când vor acolo. Și la loje, și la oficială, și la WC-uri, și unde vrei tu. Că sub scaune nu se mai pitesc de mult, că intră ăștia cu câinii cu 4-5 ore înainte de meci, miros ăia pe acolo și le scoate în punga de plastic făcută cu scotch bine și băgată în vasul de la WC-ul, în apă, nu umblă nimeni, prietene.
Și tu știi cum să scot rezervoarele alea și, da, dacă ești așa sudist, adică nu te învăț eu pe tine acum ultrasăreală, da, nici eu nu sunt retard, știi, cred cel puțin, așa. Au dominat la fiecare capitol în parte că sunt o galerie mică. Păi, prietene, tu vorbești despre o excepție, despre o excepție. Eu nu știu dacă e adevărat sau nu, dar a spus Mustață că la nord sunt vreo 2800 de membri cotizanți, iar la sud 1000 și ceva, 2000. Maxim, a zis. Deci, cotizanți vorbesc, membri ai galeriei. Iar tu vorbești despre o excepție, o excepție, dar meciul cu Dinamo, că voi n-ați mai jucat un meci de fotbal adevărat și cu suporterii de când a jucat în Liga 4 cu Rapid București. Deci voi ați aștepta meciul ăsta ca pâinea caldă, că de atâția ani și ani, adică voi aveți 10 ani de zile în care ați avut un meci sau două de fotbal și v-ați dus ca să vă aduceți și voi aminte cum e să fiți ultrași, cum e să fiți la sud, cum e să dați cu petarde, să faceți coreografie, să... Că în rest, sunteți 300, cum zic eu. Păi uite-te la media de spectatori, prietene. Eu nu vorbesc despre o excepție. Și m-am bucurat să văd atâția sudiști în peluza aia acolo. Și cu steagul ăla frumos și cu coreografie și cu... A, până la urmă și fumigenele alea sau ce au fost. Alea au fost frumoase, dar fără... Că voi n-ați făcut că erați la voi în casă, cum au făcut deștepția, între ghilimele, de la galeria cealaltă să dea foc la stadion, să arunce cu alea în teren și, da? Deci eu asta spun. Voi vă legați acum și toți sunteți, mama, așa trebuie să promovăm, că uite ce facem în fotbal românesc. Nu, prietene, ați făcut la un meci la care au fost și dinamoviști, că mai înscriu unii, de unde știi tu, bă, că ăia neutri au venit și de la Dinamo? Spun eu că au fost doar steliși. Păi, bă, tâmpitule, tu de unde știi? Ești de la recensământ? Înscrie un prost de ăsta, unul, Manu, Nanu, nu știu cum îl cheamă, mi-a comentat pe Facebook la vreo 35 de postări. Am mai vorbit eu de dobitocul ăsta. Și atunci, bă, nene, eu am mai spus-o și o repet. Eu îmi doresc să promoveze Dinamo, îmi doresc să promoveze Steaua, în principal pentru spectacolul care va fi în tribune. Că echipe de fotbal ei foarte bune așa nu vor avea curând. Adică și Steaua și Dinamo, dacă intră, și mai târziu vorbim și de Rapid, și Steaua și Dinamo, dacă promovează, ei trebuie să aducă 10, 12, 14 fotbaliști, dintre care vreo 8-9 să joace titular. Adică ei fotbalistic nu vin cu niciun plus în momentul ăsta de valoare în prima divizie. Dar cu suporte. La Dinamo nu e cazul de stadion. Ba, s-ar putea să fie că îi lasă ăia poate să joace pe Arcul de Triumf. Deci, suporteri, atmosferă și cam atâta poate să aducă astea două echipe deocamdată. Chiar dacă pe ăștia ai tăi sudiștii și CSA-iștii, o să-i țină în brațe ministerul de ăsta, al armatei. Da? Dar nici ea nu cred că o să bage milioane și milioane de euro. Tu uite-te că în afară de CFR Cluj, unde s-au băgat zeci de milioane, dar și datoriile sunt de zeci de milioane, toți bagă bani, dar nu câștigă. Adică Craiovele bagă bani, Rapidul bagă cât de cât bani, FCSB-ul, continuatoarea Stelei, că a cumpărat-o pe bani. Voi asta nu înțelegeți. Bă, ăla care cumpără pe bani și pe semnături nu poate să fie hoț. Că voi certați-vă cu ăia care au semnat. Și o echipă care a stat în sertar, că repet, echipa asta a jucat în Liga Sertarelor. Iar toți ăștia care se dau mari apărători ai viitorului salariu au lucrat la Becali și urlau pe peste tot, inclusiv fundașul care îi băga alunecări lui Gigi pe teren ca să-i dea și lui un petec de pământ
Păi urlau pe peste tot că ai steaua lui... Cine vreți voi, lui Vasile Iordache, Laios Mărean, Radu Troi și Marcel Răducan. Deci ăștia sunt, nu vă mai... Fiul selecționerului la ce echipă a antrenat? Că intra selecționerul și spunea ăla bătrânul. Domne, Steaua, și spuneau moderatorii. Domnul Iordănescu, FCSB, asta, domne, pentru mine asta e Steaua. Acum, na, un post de consilier, cred că e bine acolo. Așa că nu, da? Deci hai să fim, corecți. Să fim corecți dacă putem. Pe urmă mai zici tu, deci eu ți-am spus de galerie, voi vă legați de o excepție, că sunteți mulți. Eu la meciurile care le jucați voi, la absolut toate meciurile, că eu mă uit la meciuri, chiar dacă e atmosfera dezolantă. Sunteți 200, 300, 500, că sunt 700-800 de spectatori toți. 200 de invitații care declară oprița că le împărțiți și așa mai departe familiile și cam atât. Adică la peluza aia altă vis-a-vis și la tribuna care nu e acoperită total, da? La tribuna cealaltă, glumesc și eu cu acoperitul total, vis-a-vis de unde sunt lojele oficiale așa întâia, nu e nimeni. Zici că sunt închise. Adică oricum pot fi închise, poate să se deschidă doar o peluză. Că un cap acolo lejer toți. Deci eu asta am spus și n-am nimic cu echipa asta. Ce să am eu cu echipa armatei? Atât că miroase a cândel. Când îi vezi pe toți că înțelegi, eu asta am zis. Păi mă zici tu aici că sunt o galerie mică, înseamnă că ești rău intenționat. N-am, frate, niciun party pris cu rău intenționat și niciun interes spre deosebire de aia care îi vedeți voi, apărătorii dreptății, că prost n-aș crede. Mă, aici te-aș contrazice că dacă era mai deștept, cred că era mai bine. Sau deștept, da? Oricum, numai de bine, zi frumoasă, să fii sănătos, îți mulțumesc că ai scris, să fii sănătos cu echipa ta, să... Uite, mai înscrie unul acum, ia. Robert, tu realizezi, nici nu băiatul ăsta, lui ăsta îi dau numele că și-a pus Marius Lăcătuș, apărătorul dreptății ăsta. Păi uite de prietene ce scria Lăcătuș. Acum a venit mesajul ăsta și o să vi-l citesc. Zice așa, Robert, tu realizezi că ataș clubul unde ai învățat alfabetul în fotbal și cel care e patron la FCSB te-a dat afară? Păi tocmai, păi bravo, bravo mă, uite, bun, Marius Lăcătuș, 3709, n-am mai găsit 7. Bravo, prietene! Păi eu ar trebui să am boală pe Gigi Becali, nu? Că m-a dat afară la club unde eu am învățat abecedarul fotbalului. Tu foarte bine spui. Deci ar trebui să am boală pe Becali, nu? Păi și uite că n-am. Că omul pe banii lui, că erau banii lui atunci, am și povestit. Căutați aici pe YouTube că am povestit cu Gigi, cu Pițurcă, cu... Nea Ion Alexandrescu, Tică Dănilescu, Cacoveanu și așa mai departe. M-a dat afară, că i-a zis lui Pițu că bă, Piții ăsta nu e bun, e mic, n-are viteză, n-are forță, nu poate să joace, domne, trebuie să fie mare. Și a zis, nu bă, nu-i facem contract și ne-a Piții mi-a zis, lasă bă, nu te lua după. Am povestit. Păi ar trebui să zic, da, domne, ce se au, eu acolo am făcut junioratul, la Steaua. Cu Nea Laios Mărianu, antrenor, Facheti de România. Deci, bravo, uite, bravo, prieten. Deci n-am nimic, nici cu Steaua, că m-a dat afară, cum zici tu, nici cu Gigi Becali, că el era Steaua atunci și acum tot el e. Că m-a zis, marci mă de aici. Nu, deci bravo, deci eu cred că sunt, cred, că sunt corect, nu? FCSB te-a dat afară, îmi pare rău pentru asta. Mie nu-mi pare rău, prietene, mi-a făcut un bine până la urmă, că am ajuns la Suceava și de acolo, că dacă rămâneam la FCSB, era poate alta traiectoria. Zic FCSB așa ca să îți fac pe plac și ții, da? Și te-ai dus la un club rival Rapid și înțeleg, te-ai atașat și înrăit pe clubul Steaua. Păi nu, prietene, dacă mă înrăiam pe clubul Steaua,
ce vină avea clubul ăsta? Mă înrăiam pe ăla care a zis, că mi-a zis în față, așa cum vorbesc eu cu tine acum, știi? Bă, nene, tu nu ești bun la masă cu mai multe persoane, cu Victor Pițurcă. Da, nu e, bă, Piții bun ăsta, ce să-i facem contract pe 5 ani, că nu e. Deci eram înrăit pe cum zici tu, pe ăla, dacă tu îi zici aici, cum îi zici? Stai că... Patron îi zici. Care e patron la... Nu? Tu îi zici patron. Ieri, oier, uite. Păi nu trebuia să zic și eu ce zice Miu. Nu, și mie nu mi-a dat niciun teren. Ei, și atunci, nu, frate, nu, eu așa văd lucrurile, nu, și eu nu spun că am dreptate, că mă înjură fel și fel de tâmpiți. Nu, frate, asta e părerea mea. Și eu întâmplător, cum spui și tu, am fost acolo. Am fost acolo întâmplător, nu că eram eu Pele, Messi, Dănciulescu sau Vlădoiu. Nu, frate, am fost acolo și știu cum se comportau oamenii ăștia cu Becali. Știu cum îl pupau în cur. Știu că venea cu punga, cu bani în vestiar și dădea prime, dădea salarii, știu toate lucrurile astea. Ce vrei să zic, că nu le știu? Deci, da, mă bucur că mi-ai scris, lăcătușule, Mariuse. Așa te-ai dus la un club rival Rapid și înțeleg, te-ai atașat și înrăit pe clubul Steaua. Nu, m-am atașat normal, dar înrăit pe Steaua nu. Dacă nu era o eră ăsta și să pierdem fotbaliști ca tine, să jignească legende, oameni să fie la pârnaie, nu mai exista niciodată FCSB, CSA, CSA, FCSB. Bă, nu știu, a jignit oamenii. A jignit pentru că așa e omul. Nu trebuia să facă așa cu nimeni din cei care și-au spus la un moment dat punctul de vedere. Da, omul a spus și el, domnule, eu sunt crescut pe lângă stână, pe câmp, eu mergeam cu oie, așa e el, slobod la gură. A greșit cu legendele și cu... Da, uite că tu crezi că legendele astea și care voi vedeți așa, suporterii, și normal să-i vedeți așa, crezi că au fost corecte față de el? Adică ăia care gigică în sus, gigică în jos, să duceau, mai vreau 3.000, mai dăm 2.000, ajută-mă să-mi iau și o mașină. Când nu le-a mai convenit lor, că ori nu le-a mai dat, ori nu mai erau invitați să meargă cu avionul, să stea la 5 stele, la hotel în străinătate. Când le-a zis, da, plătiți-vă bă și voi un abonament dacă vreți, tot cereți la fotolii invitații. Lucrurile astea, a luat-o razna și el. A, nici ei n-au fost atât de corecți pe cât să dau ei la televizor, să știi. Și spun, pe unii dintre ei cunosc, alte lucruri le-am văzut că eram acolo și așa mai departe. Adică adevărul, ca de obicei, e pe undeva la mijloc. Aia spun că nu mi se pare ok ce se întâmplă. Altă, acum hai să terminăm cu Dinamo și cu CSU. L-am văzut și pe marele rapidist Zota, vorbind despre Rapid, și am citit chiar, într-un ziar de dimineață, așa înainte să plec să alerg puțin, cum spune acolo, ce doi oameni care au făcut istorie pentru Rapid. Zota și cu Iosif. Bă, istorie pentru Rapid au făcut, dar a făcut doar Iosif. Că a promovat echipa, Iosif a fost fotbalist la Rapid. Zota a făcut istorie în arbitraj. A făcut istorie în arbitraj. El e... Adică sunt... Bine, a făcut istorie și la Rapid, că falimentul Rapidului să leagă și de numele lui Zota. Vrând nevrând, el a făcut și lucruri bune, fără discuții, că a stat câțiva ani acolo, dar el a rămas în amintirea microbiștilor ca un mare arbitru care a făcut istorie. Și vezi cazul Bacău cu Sechelariu, vezi Cotroceni Gino Iorgulescu și așa mai departe, da? Iar ceea ce s-a întâmplat la Rapid la un moment dat, i se datorează și lui Zota.
Adică hai să nu mai, că iar începem și am văzut eu cum ești cu ăștia, cu mari rapidiști care când a venit Mutu nu mai veneau pe stadion să-mi vârtea nu știu cine în mormânt, să gargară de asta de colțul vesel din Cismigiu. În urmă, domne, mai că dacă m-au rugat suporterii o să vin, dacă mă apuc eu să vorbesc, mamă ce iese, păi nu mă, dacă ai ceva de vorbit, vorbește. Nu le arunca la mișto așa, dacă mă apuc eu să vorbesc și să zică toată lumea, mamă știe și umudică ce zice. Păi bă, dacă și umudică știe și are ceva de spus, să spună bă nene, că uite și eu sunt curios, dar ce iese prăpă dacă vorbește și umudică. Bă, sunt curios. Nu vrea Rapidul acum, dar ar vrea cu suporterii. Hai să fim serioși. Suporterii sunt suporteri. Sunt pătimași, sunt trăiesc pentru... O să mă înjure toți. Dom'le, te compari tu cu Șumudică? Nu mă compar eu cu Șumudică. Șumudică e legendă, e Dita mai antrenorul. Nu mă compar. Dar harneala asta de dorobanți, da, aruncată tot timpul așa cu manta, nu... Eu v-am mai spus vouă, Șumudică nu vorbește, nu zice nici bună dimineața dacă n-are interes. Și alea date pe la ziar, Sanchi, pe surse, domne, cam astea sunt discuțiile și cam așa să zice. Vine Șumudică, dar dacă pleacă Nicolae și vine Dani Coman. Alea au fost date ca să fie băgat în seamă și Dani Coman. Să nu se spună doar de Șumudică. Că au lucrat împreună la asta. Iar informația așa pe surse de unde a venit, a venit de la un alt prieten care se cheamă Marian Copilu. Da? Și s-a scăpat așa la un jurnalist. Așa că hai să terminăm cu asta, că e un meci mult prea important, ăsta care vine cu FCSB-ul, ca să fie și rapidiștii supărați între ei. E destul că e galeria nemulțumită, că cere demisia, că ce se întâmplă pe acolo. Să găsește și rapidistul Zota să vorbească și mai pune și Șumudică gaz peste foc, așa că dă bine. Hai să treacă meciul ăsta, Doamne ajută să câștige Rapidul, să fie mulțumit și cei din galerie, să iasă echipa din pasa asta proastă și mai vedem pe urmă. Dar astea așa date cu cioc-cioc nu fac bine. Chiar dacă oamenii își pregătesc terenul așa la fiecare apariție. Da? În rest, aștept să mă înjurați. Asta cred că e vlogul la care o să mă înjure și ăia cu Steaua, și ăia cu Dinamo, și ăia cu Steaua. Ailaltă. Deci ăsta o să fie, de rapidici nu mai zic. Deci ăsta o să fie bombă. În rest, Doamne ajută, rămâneți oameni, să fiți sănătoși și nu uitați, fiți buni azi, fiți buni mâine, că până la urmă ne va vedea și pe noi cineva și ne-a văzut. V-am pupat, toate cele bune.